Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn din Alba, din județul Alba. Nu mai râdeți, mă, că nu era nicio glumă. Era din județul Alba, mai cântat, care și-a cumpărat de pe Facebook un permis auto fals. De unde? De ce pe Facebook, mă, un permis auto fals, de pe Facebook. Ah, că eu l-am luat într-un cuvânt și mi-a ieșit un permis auto fals. Și nu... Și nu te-ai prins că sunt trei cuvinte în expresia un permis autofals? Adică scrie un singur cuvânt, un permis autofals? Am prins-o, dar autofals l-am... Autofals îi scrie o firmă. Da. Deci un permis să-l... pentru firma autofals. Ce mai da? Ești mereu surprinzător. Ce vrei, n-am fost... Eram și cu gândul la curvi. Ar putea să-și facă un SRL. Permis autofalse. Permis autofals. Permis pentru permis autofals. Bă, adevărul că noi presupunem că el și-a cumpărat un permis autofals, e că știa că în momentul în care trimiți o poză, 2000 de euro și datele de identificare la o adresă de pe Facebook ca să primești un permis auto, îți imaginezi că e fals, nu? Nu neapărat. Sau poate el credea că e autentic. E foarte posibil asta. E posibil, pentru că ce să vezi, după ce l-a cumpărat, după așa, ceva timp, s-a dus, dânsul stătea în Germania și l-a cumpărat, i-a venit din Anglia, suntem internaționali, suntem cetățeni europeni. L-a comandat de afară? Da. El lucra în Germania și și-a comandat permisul auto în România. Nu, l-a comandat de pe Facebook, dar i-a venit din Anglia. Cum cumpărăm și noi tricouri și vin din China, știi? El a cumpărat din Marea Britanie. Și i-a venit permisul auto și după un timp s-a dus la poliția din județul Alba, unde avea domiciliu. Aici a greșit. Să și îl schimbe. Expirase? Cred că a avut o bănuială că ceva e neregulă cu permisul. Și a zis, bă, dacă e fals, ia să iau unul real. Da, să trecă legalitate. Cum fac? Păi îl preschimb pe ăsta. Îl dau pe la prost și îl primesc pe la bun. Tare. Merita încercat, să știi cumva. Merita încercat. Da. Ajunge la pușcărie. Mă rog, dacă nu-i dau cu suspendare. Polițiștii s-au sesizat. Ai noștri din Alba, deci s-au prins, domne, că era fals. Ai noștri, cred că știu care sunt diferențele. Și l-au acuzat că de fals în acte publice, mă rog. De fapt, nu știu de ce, fals, cred, nu cred că acte publice. Habar n-am, l-au acuzat de fals. Păi n-a făcut el fals, este un pic. Da, corect, el era doar uz utilizator de fals. Ah, e uz de fals, uz de fals, știi cum e. Corect, da. De, eu cred că, până la urmă, el voia să-l schimbe, că luându-l din Anglia... Astea din Anglia sunt pentru condus pe partea stângă. Sunt cu poza pe dreapta. Și el voia să poată să conducă și pe partea dreaptă, cum e în România, nu ca în Anglia. Dar permisul altfel, pentru 2000 de euro, a primit, citesc din publicația Alba 24. Acum, chiar așa scrie aici. Cel fals avea următoarele categorii. B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, deci tot. A dat tot. După care în articol mai sunt trecute și următoarele patru litere. F, K, P și Q. Eu nu cred că există categoriile F, K, P și Q. În metavers. Sau ar fi Marea Britanie categorie F, K, P și Q pentru mașinuțe de alea cu trei roți, cum conducea Mr. Bean. Dați-ne mesaj dacă știți ce reprezintă F, K, P și Q. Și am mai primit litere mici. În pachet... un pix, o agendă și o ciocolată. Deci există cumva categoriile F, K, P și Q? Nu. Eu știu că există ceva categorie TR pentru tractor, dar și în rest pentru mașini de la cea mai mică la cea mai mare, că de-aia tot crește. Altfel, nu știu. Deci a fost reținut, inculpat, a luat 4 ani. Alo, și un pic eu am aici... Da. Vrei să spun că am permisul? De unde l-ai cumpărat? Că l-am la mine. Vezi că am niște... Tu ai de Suceava? Am niște pictograme foarte miștri. Vrei la luat de la Pitești. Nu vezi? Să schimb ochelarii neapărat. Deci avem așa, AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, B, E, C, C, ăla ce zici tu. Așa. Și mai avem D1, E, D, E, pastea le ai? Nu, alea nu sunt. Asta e autobuz cu remorcă. Nu, n-avea nevoie. Nu, el avea ceurile alea pentru tiruri. Microbuz cu remorcă. Deci nu e FK, nu știu. Și mai există TR, TV și TB care n-au pictogramă, deci presupun că sunt pentru taburi, tancuri, tractor, tank, da. Dar nu s-a putut desena ca să nu panicheze populația. Ce? Ne-a scris Mihai, zice. Da. Dacă e din UK, literele alea arată că poate conduce și cu umbrela deschisă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.